Roboții sunt tot mai prezenți în viețile noastre, în toate domeniile. Ne așteptam cumva să preia joburile repetitive și sarcinile grele, dar nu era atât de ușor de crezut că îi vom vedea pe scenă alături de o trupă rock. Iată că se poate în Bosnia. Cea mai populară trupă de rock din Bosnia, Dubioza Collective, are de acum un nou membru. Îl cheamă Robbie Megabyte și este un robot umanoid. A fost creat de studenții de la Universitatea de Inginerie Electrică la cererea membrilor trupei, care își doreau un design pentru un robot care să cânte cu ei pentru a completa conceptul noului lor album denumit Fake News, lansat anul trecut. Naš robot nije onako standardna hladna robotska priča, već on voli pojest, popit, zagalant, voli muziku i tako. Nije da mu je to strano. Ja vjerujem da je ideja, mislim sad je to već nekoliko godina stara ideja, je krenula iz koncepta albuma Dubioze Collective koji se zvao Fake News i koji je onako u nekim pjesmama obrađivao pojedine teme koje su upotrebljavane, zloupotrebljavane kao lažne vijesti u proteklom periodu. Jedna od tih je i ova priča o robotima koji uzmaju poslove ljudima. Taj stereotip zle vještačke inteligencije koja dobrim ljudima uzmaja hljeb sa stola. Unul dintre cântece se numește chiar Take My Job Away, iar banda este preluată gradual de robotul muzician până când se ajunge ca doar robotul să danseze și să cânte alături de fani. Cam așa arată toate scenariile melodiilor și de aceea au avut nevoie de un robot fizic în trupa lor. Pentru realizarea lui Robbie s-a lucrat timp de 2 ani, 6 luni doar pentru printarea 3D a unor componente. După filmările pentru videoclipul melodiei Take My Job Away, Robbie a fost destul de afectat, a trebuit să reparat intens și reeducat pentru a cânta din nou alături de trupă. În timpul carantinei din Bosnia, membrii trupei de rock au susținut reprezentații online săptămânale, denumite Quarantine Show, cu un succes uriaș în rândul publicului.